Bun găsit și la mulți ani! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România și cea mai grea astăzi, mai ales în această emisiune care are o tradiție în a examina aproape chirurgical relele care ne înconjoară. Cred că după aproape 30 de ani de lucru în spațiul public, aici întâlnești cea mai bună analiză a României. Direct de la sursă, onestă, echilibrată, sunteți cei care interpretează cel mai bine și cei care simt cel mai bine ce se întâmplă în țara asta. Și vreau să vă spun că de 20 de ani faceți un lucru extraordinar și că știți mult mai bine decât toți oamenii din studiouri ce ne trebuie, ce ne lipsește, ce este bine sau ce este rău. Dar de 1 decembrie, da, am primit o sarcină grea, cea mai grea cu putință anul ăsta și mediul acesta virtual, dacă vreți. Iar sarcina aceasta este, să spunem, de bine despre România. Și, în mod evident, sunt o sumedenie de lucruri care merg prost aici la noi. Avem o răsturnare profundă a valorilor, nu ne respectăm unii pe alții, avem o clasă politică ticăloasă pe alocuri și preocupată doar de ea. Am făcut scenografie din democrație, butaforie chiar, și cred că există, sau nu există, de fapt, domeniu pe care să nu-l putem deșira ca să-l arătăm în toată splendoarea răului său. De la educație și educatori care ne-au trădat valorile, la spitale unde grija de oameni este prețuită material, la servicii de siguranță care apără doar elita și la parlamentari așezați la masă cu infractorii. Tabloul pare sumbru uneori, dar este copleșitor și nu mai este nicio speranță? Eu cred că lucrul cel mai important care îi lipsește României este înțelegerea și aprecierea. Nu apreciem ce este bun, nu lăudăm mai pe nimeni și nu acceptăm că mai și progresăm. Ce este bun ni se pare normalitate și spunem, domnule, dar e firesc așa, e treaba lor să facă asta, căci este de datoria fiecăruia să fie bine. De asta nu apreciem profesorii care rescriu școala, pe cei care fac ore în online ca și la clasă, sau pe cei care predau istoria așa cum este ea, sau diriginții care pun valori corecte în mintea copiilor noștri. Nu îi apreciem nici pe medicii care ne fac bine în fiecare zi. Sigur că e plin de nenorociri, dar nu toată lumea cere șpagă, nu toată lumea greșește operațiile sau vorbește urât. Dimpotrivă, cei mai mulți își fac treaba bine în măsura posibilităților și a științei lor. Nu îi apreciem nici pe polițiști, nici pe sportivi atât cât ar trebui, dimpotrivă vânăm greșeli și le cerem tot mai mult. Dom'le, da, totuși nu există ceva de bine în România? Eu astăzi vă chem să vorbim despre asta, adică fiecare să adune câte o idee de bine, să o cântărim, să vedem dacă e așa și din ea să alcătuim poate un dar, darul acela de a vorbi echilibrat și cumpătat despre noi, chiar și aici, în țara asta, în care la toți indicatorii am fi ultimii din Europa, nu? 0372069599. Ăsta e numărul de telefon, îl mai dau o dată. Vă invit să ne sunați și de peste hotare azi de ziua noastră, dacă vreți și aveți chef. 0372069599. Zi ceva de bine despre România, ăsta e îndemnul meu. Ce lucru bun are țara noastră, oamenii noștri? Și ce funcționează bine la noi? Că o fi ceva care funcționează bine. Ce anume din România te mai face mândru? Iar dacă ești plecat în străinătate, ce vezi, domnule, că funcționează bine la noi sau poate mai bine ca la alții? 0372069599. Emisiunea asta e și pe Facebook și desigur că și acolo pot fi date mesaje de bine, ceea ce ar fi cu adevărat surprinzător, nu? România în direct este pornită astăzi de Gabriela. Bine ai venit, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani tuturor românilor! La mulți ani dumneavoastră pentru cuvintele frumoase și pledoaria pe care ați făcut-o nouă, să ne deschidem sufletele. Eu voiam să încep ce ne lipsește, cred că ne lipsește bunul simț. Ceea ce vreau eu de la România de astăzi, așa o generație care să schimbe puțin din mentalitățile noastre învechite și să
sperăm într-o Românie frumoasă, într-o Românie care să nu mai fie coruptă. Noi am plecat de duminică în zona Sibiului. Acum suntem pe drum prinși în trafic, din păcate. Și am avut ocazia să vedem o istorie. O istorie care nu se discută în manuale. Trebuie să vii tu să o palpezi, să o simți. Aș vrea să ne uităm mai mult în cartea de istorie și să vedem cât de greu s-au cucerit teritoriile noastre, dar și cât de ușor le-am pierdut, tot din cauza politicului. Și aș vrea să ne unim astăzi, să nu fim răi unii cu alții, ci să uităm ceea ce ne-a făcut rău vecinul sau colegul de birou și să încercăm să privim cu optimism și cu înțelegere spre un viitor mai bun. Tu zici foarte frumos, dar parcă n-ai curaj până la capăt, Gabriela, pentru că eu te întreb direct, dar în călătoria asta ta nu ai văzut și de bine, în afară de speranță? Ce să vă zic? De bine, dar pot să zic că am văzut niște oameni de la sate în Sibiel care și-au transformat gospodăria într-o pensiune în care asigură servicii turiștilor, inclusiv un mic restaurant, niște oameni care să-și câștige existența. Pur și simplu chiar mi-au zis localnicii de acolo că ei nu au învățat ca pe atât opt case cât au avut și de aia și dezvoltă această afacere. Cred că este un lucru demn de urmat și pentru alții, decât să stăm cu mâna întinsă la stat și să ne mărească salariile și pensiile, cred că ar trebui noi să punem umărul și să ne câștigăm existența. Cu mândrie, de altfel, că eu cred că ceea ce fac sibienii acolo îi fac cu mândrie, nu cerșesc absolut nimic. Și sunt multe exemple de genul acesta. Eu vreau să menționez un lucru, faptul că m-am născut în Târgu Ocna, am copilărit acolo, reprezint cu mândrie orașul, oriunde mă duc, zic că sunt moldoveancă din Bacău. Dar vă rog să mă credeți că dacă mă întorc în orașul acela, menționez faptul că locuiesc în București de 25 de ani și aș vrea să mă întorc în orașul meu natal, aș vrea să fac ceva pentru comunitatea aceea, dar din păcate ne lovim de niște mentalități. Este vorba despre România, de bine, așa cum a zis dumneavoastră, vreau să fac mai mult pentru educație, vreau să le deschid copiilor mai mult viziunea spre un viitor bun. Dar din păcate, noi românii nu știm decât să punem bețe în roate unul altuia atunci când vrea să construiască ceva. O să discutăm despre asta cu Paul Olteanu și Daniel David săptămânile viitoare la Deșteptarea României. Stai pe aproape. Îți mulțumesc tare mult pentru gândurile tale bune. Observați cât de greu e să zici în țara asta să pui degetul pe ceva și să zici, da, domnule, aia e o chestie la noi care e bună. Dar știți de ce e atât de greu? Pentru că România e o țară insulară în faptele sale bune. Adică ele sunt răzlețite, risipite, aruncate așa pe tot teritoriul și nu le unește la un moment dat un mai bine general. O vezi acolo pe Gabriela care vrea să meargă până la Târgu Ocna ca să predea copiilor. Vezi pe altcineva care adună daruri de Crăciun săptămânile astea. Vezi pe altcineva care încearcă să le deschidă mintea unor oameni, aleargă încolo încoace, oameni care fac curat după noi. Toate faptele astea răzlețite, la un moment dat sper eu să alcătuiască mai bine. Marius, salutare, ești la România în direct. Zici ceva de bine. Bună ziua! Bună ziua la mulți ani tuturor românilor și dumneavoastră. La mulți ani și ție. Sper să nu copleșească emoțiile de fiecare dată când vorbesc cu dumneavoastră, am un sentiment mai deosebit. Acum, întrebarea este cum să nu spui ceva bine despre România. Sunt unul dintre mulți milioane de români care sunt plecați în străinătate. La început aveam și o mică concepție de a vorbi urât România, până când m-am dezmeticit, să-i spun mai simplu, și am spus că nu, de România nu pot să vorbesc urât niciodată. Stai o secundă. Hai să facem o paranteză. Cine te-a dezmeticit? Te-ai dezmeticit singur? Sau ți-a spus un străin? Sigur. De ce vorbești așa despre țara ta? Că mie așa mi s-a spus. Singur citind un pamflet pe net, în care exact asta spunea, cum să-ți vorbești țara de rău. Și atunci am stat și am analizat puțin la rece la cal și am spus, da, într-adevăr, are dreptate. Și lucrurile alea coincideau cu părerea mea, pentru că sunt de acord că România este una dintre cele mai frumoase țări din Europa.
una dintre cele mai bogate țări din Europa. Din păcate, na, nu toți credem lucrul acesta. Hai, dar zi, așa este. E locuită. Zi. E frumoasă și bogată, păcat? Nu ajung acolo. Nu cred asta. Nu. Este cea mai frumoasă țară. Acum avem mult de lucru cu noi români. Eu sunt unul dintre oamenii care, de felul meu, sunt un om foarte activ, am un spirit civic foarte, foarte ridicat, să spun așa, și constat că lucrul ăsta, din păcate, ne lipsește nouă în România. Și cred cu putere că în momentul în care noi toți românii, sau mare parte a românilor, vom ajunge să avem un simț civic puțin mai ridicat, lucrurile se vor schimba. Pentru că constat diferența. Noi românii tacem din gură, acceptăm lucrurile așa cum sunt, dar nu ne implicăm. Pentru că, de ce să mă implic? Mie îmi este bine pătrățica mea, ca să citesc un prieten bun de-al meu. Și cred că lucrurile România se va schimba în bine în acel moment în care foarte mulți dintre noi nu vom mai sta liniștiți în pătrățica noastră, nu ne vom răzvrăti, dar ne vom spune oful și vom vedea lucrurile mai pozitiv. Pentru că de fiecare dată când veneam în România, plecam din țară plângând. Ei, în urmă cu 2 ani am plecat pentru prima dată vesel și am avut speranța și credința puternică că România poate. Dom'le, și eu sunt convins în fiecare zi că altfel n-aș veni aici. Dar asta am simțit. Hai să-ți dau un exemplu, că îmi scrie acum o prietenă veche pe Facebook, zice așa. Directoarea școlii din comuna Mitoc, județul Botoșani, doamna Daniela Pleșca, a obținut categoria D a permisului de conducere pentru a putea conduce microbuzul școlar și a scuti zeci de elevi să meargă pe jos până la școală. Vezi? Ăsta e semnul pe care l-așteptai tu, Marius. Oameni care își spun oful, dar și rezolvă, își suflecă mânecile și încep să facă bine. Asta, de fapt, așteptăm. Și binele ăsta, la un moment dat, eu cred că o să ne unească chiar în ciuda ceea ce trăim zi de zi. Nu mi-ai spus un singur lucru. În ce țară locuiești azi? În Danemarca de 11 ani și câteva luni. Spune-mi ceva ce... Crezi că la noi ar merge mai bine decât la ei? Sau, în general, îți dă-ți un sentiment de mai bine decât în Danemarca? Este greu și din cauza emoțiilor. Da. Din păcate, sunt multe lucruri care merg mai bine la ei, dar ar putea merge și la noi mult mai bine ca la ei. Fii atent. Dacă, trebuie doar să ne schimbăm mai puțin. Dacă ai nevoie de o mână de ajutor, să-ți sară cineva în ajutor, să bați la o ușă, să... O cană de apă, o cană de zahăr, cum era pe vremea lui Ceaușescu, o cană de ulei. Ai, domnule, pe cineva care să te ajute repede? Să știi? În Danemarca este sistemul care te ajută. Sistemul este făcut de o asemenea natură încât ajută poporul. E sigur și între oameni. Am înțeles. Dar indiferent ce ar fi aici, niciodată nu mor de foame. Da, îți mulțumesc că am mai învățat ceva. Vedeți, la noi unde nu a existat sistem niciodată, nici măcar în perioada interbelică, acolo erau muguri, sigur că noi ne mândrim cu zona aceea, dar rămite în comunism să te ajute statul, da. Și nici după aia nu s-au legat filoanele astea sistematizate. Oamenii au preluat funcția asta de ajutor și nu s-au lăsat unii pe alții de izbeliște și nici nu mai așteaptă nimic de la cineva, nici nu se mai uită cu ochi buni. Ceea ce avem noi de reînvățat, și asta la un moment dat ne va salva, este ca aceste sisteme să funcționeze pentru noi. Sănătate, asistență socială, școală. Școala să funcționeze ca sistem, nu ca sistem de meditații. Ana Maria a venit la România în direct. Zi ceva de bine despre România. Bună ziua! Vreau să mulțumesc tuturor care fac diferența în bine în țară, medicului pediatru care mi-a consultat copiii în vreme de pandemie, învățătoarei, profesorilor care și-au făcut meseria mai bine și au făcut diferența în viața lor și medicilor de la Spitalul de Urgențe de Copii, sunt niște oameni de milioane care... De aici, din București sau altă? Din Timișoara. Din Timișoara. Din Timișoara. Și asistenților sociali care adună scrisori de Crăciun de la oameni mai puțin avuți, oameni nevoiași, să încercăm să ne ajutăm unii pe alții, măcar în vremurile acestea. Da. Să știi că vremurile sunt rezolvabile dacă oamenii
își sar în ajutor și fac lucruri bune unii pentru alții. Îmi pare bine că a mai zis cineva de bine despre medicii noștri și că de multe ori aici punem semne de întrebare. Câți ani ai, Ana Maria? 41. Ai hotărât că România e destul de bună pentru tine. De ce? În România mai am familie, rude, care totuși suntem o familie destul de unită și am păstrat relațiile unii cu alții. Și oamenii pe care i-am întâlnit ne fac totuși să nu luăm decizia de a pleca peste hotare și că încă mai este loc de bine și în țară. Dar ce au oamenii ăștia pe care i-ai întâlnit? Nu știu, omenie? Da. Sunt oameni care fac diferența în ceea ce fac. Aduc un zâmbet pe buze, fac ceva bine în toată lumea. Te îmbrățișez. Spor la treabă acolo, la Timișoara. Astăzi, venind către radio, într-o mașină se asculta muzică românească veche, romanțe, din alea cu Ioana Radu. Da, cred că am auzit la un moment dat și o Irina Login, cu geamurile deschise. E una dintre puținele zile în care nu critici genul ăsta de atitudine, nu? Că pe toți ne-ar enerva sunetul tare dintr-o mașină, doamne, fiecare cu muzica lui. Dar astăzi mi s-a părut că omul ăla în Bucureștiul acesta gol la prima ora dimineții trăia un sentiment aparte și tare aș vrea să știu ce l-o fi inspirat să asculte așa ceva tare într-o astfel de zi. Ce eu l-o fi dus la gândul ăsta. Mi s-a părut că ducea cu el o vibrație. Ovidiu, salutare! Ești la România în direct. Salut, Cătălin! Zi ceva de bine. La mulți ani înainte de toate, la mulți ani ție, postule și tuturor celor care ne ascultă. De bine despre România... Haideți să nu uităm că România este cea care a născut un Aurel Vlaicu, un Traian Voia, un Coandă, un Eminescu, un Enescu. Și venind mai încoace și profit de ocazie, aș vrea în numele meu personal și în numele celor care mi împărtășesc ideea să mulțumesc cu tot respectul de care sunt în stare Simonei Halep, care este un exemplu de român și care a dus numele țării ăsteia în locuri pe care cu tenisul cel puțin nu le-a mai atins de foarte mult timp. Mulțumesc pentru mesaj. Poate să compenseze această vorbă spusă în spațiul public de la un om obișnuit, multe dintre relele pe care spațiul virtual le-a suportat despre Simona Halep. Da, nici măcar nu vreau să comentez toate aceste rele, le consider neavenite. Trebuie să ne uităm neapărat, dacă vorbim despre Simona Halep, trebuie să ne uităm neapărat la performanțele ei, la condițiile în care a făcut performanțele astea și la faptul că vreme de 2 ani, poate și mai mult, a fost numărul 1 mondial. Știi ce ai numit tu aici, Ovidiu? Tu ai făcut o listă de oameni. Știi ce îi unește pe oamenii aceștia? Talentul. Fiecare dintre cei pe care i-ai numit sunt oameni talentați în domeniile lor și care prin muncă au ieșit la suprafață nu numai în țara asta, ci în multe alte părți. Diseară, la Europa FM, va fi o emisiune la 6:10, un interviu pe care l-am făcut cu Gabriel Liceanu. Și domnul Liceanu îl citează pe Noica, maestrul său, să-i spunem așa, mentorul său, care spune așa: domnule, dacă este ceva nesfârșit în România și pe care te poți baza pe secole de acum înainte, este imensul rezervor de materie cenușie, de talent și de deșteptăciune din țara asta. Simți la fel? Sigur. Sigur, și exemple aș putea să te țin la telefon toată ziua și le-aș putea găsi sau le-am putea găsi împreună. De zeci de ani, cu ajutorul istoriei, am aflat, m-au învățat dascălii pe care i-am avut. Dacă stăm să căutăm o zi întreagă, ne pierdem numai dând nume
de români super talentați, super deștepți, care au făcut lucruri de care se folosește o lume întreagă. Aș mai vrea însă, Cătălin, să mai dau un exemplu. Este un exemplu pe care am ajuns să-l cunosc de câțiva ani. Nu știu dacă e în ordine, dar cred că e în ordine. Aș vrea să numesc la capitolul lucruri de bine despre România toată treaba pe care o face o asociație care se numește Asociația de Raza de Speranță. Este o asociație care se ocupă cu terapia copiilor cu autism. Bravo. Funcționează în Brașov cu rezultate remarcabile și poate nu rezultatele contează neapărat având în vedere autismul, care practic nu se vindecă niciodată, dar vreau să vorbesc aici despre terapeuții din cadrul Asociației Raze de Speranță, care sunt niște oameni absolut minunați și care sunt dedicați trup și suflet copiilor cu autism. Iar asta, după părerea mea, este o foarte mare bulină albă pentru ceea ce înseamnă sufletul românului, dacă vrei. Sufletul românului care înțelege să întindă mâna asta de ajutor pentru generațiile tinere și foarte tinere care sunt suferind de problema asta. Bravo lor! Îi felicit din toată inima mea. Ovidiu, mulțumesc! Știu și eu astfel de persoane și știu astfel de familii. Știu cât de complicat le este, știu cât de complicat este să integrezi un astfel de copil în lumea noastră, enorm de complicată și segregată. Știu că au nevoie de ajutor acești oameni, iar dacă le-ați sărit în ajutor și ați făcut asociații și aveți grijă de acești oameni care la un moment dat își vor pierde puterea și răbdarea, ca noi toți aflați într-o situație dificilă, este foarte bine. Acest tip de ajutor îl salut și felicit pe toți oamenii care fac lucrul acesta. Și da, dacă vreți, în această emisiune, că tot mai avem ceva timp la dispoziție, să mulțumiți cuiva anume care face o treabă excelentă în România, sunteți invitații mei. Vă repet, telefonul 0372 069599. Zi ceva de bine despre România sau despre oameni din România. Luigi, salutare, bine ai venit la noi! Salutare și la mulți ani, la mulți ani ție, la mulți ani tuturor ascultătorilor și la mulți ani postului vostru de radio. Păi o să încep să vă spun de bine în primul rând despre voi, despre Europa FM, pentru că prin emisiunea asta pe care o faceți voi cu mai mulți moderatori, acum ești tu la butoane, ați schimbat un pic mentalitatea românilor, în sensul că de fiecare dată această emisiune reușește să te facă să-ți pui întrebări despre tine, despre viitorul țării și despre lucrurile care se întâmplă în țara asta. Dar pentru asta nu doar ție ar trebui să-ți mulțumesc, ci tuturor colegilor voștri și tuturor jurnaliștilor care își fac treaba cu adevărat și care relatează lucrurile așa cum sunt. Era o vorbă a lui Vlad Voiculescu, de fapt nu o vorbă, e un pasaj al lui Vlad Voiculescu în care spune nu am om. Eu cred că România deja a descoperit că are oameni, are oameni cu care poate face diverse lucruri. Unul dintre ele, așa cum spunea antevorbitorul meu, sunt fetele de la Dăruiește Viața care au reușit să construiască un spital și este primul spital construit din banii noștri pe care noi am pus la dispoziție acestei asociații să facă un bine copiilor bolnavi de cancer și cred că ar trebui ca fiecare român să fie mândru că reușește să schimbe zi de zi, și aici mă refer la antreprenori, care reușesc zi de zi să țină țara asta pe roate și să facă să meargă lucrurile. Bravo! Să știi că acest gest pe care sute de mii de români l-au făcut, donația aceea mică sau mai mare, venită și de la companii și de la oameni, care a dus la construcția spitalului, este unul dintre marile gesturi ale nației noastre. Sigur că el a venit dintr-o răbufnire, dintr-o enervare, din capacitatea sau incapacitatea unora de a face lucrurile. Dar ne-am unit și am reușit, nu? Și nu e vorba numai de spital. Gândește-te și la celelalte asociații despre care Melania Medeleanu vă povestește aici în fiecare zi, vineri, la zi de bine, da? Da. Nu uita că voi ați construit
Casa Magic. Știi că exact. Părinții copiilor bolnavi de cancer nu aveau unde să mănânce și să stea în spitalele acelea care ascundeau atâtea drame, stăteau pe scaune acolo. Au venit niște oameni și le-au construit o casă. Da? Oamenii aceia sunteți voi, cu banii voștri. Au unde să doarmă, să mănânce, să facă un duș, să uite că uitatul pentru 10 minute e important. Asta vreau să spun și să transmit tuturor. Sunt foarte mulți oameni care au făcut binele ăsta și de asta spun că fiecare dacă își face părticica lui și își o face cu sufletul și cu inima că face ceea ce face, trebuie să facă bine, va schimba această țară și țara asta se schimbă ușor, ușor. Din păcate, acceptăm mai ușor să vedem greșelile decât să vedem binele de lângă noi. Suntem crescuți, și o să vorbim luna asta la Deșteptarea României, suntem crescuți, Luigi, ăsta e lucrul, să vânăm greșeli. Acesta este comportamentul nostru psihologic instaurat în mintea noastră de mici, de când ne ducem la școală. Ni se spune că greșeala este cumplită și de atunci suntem obișnuiți să o urmărim. Da, ăsta e unul dintre lucrurile care fundamentează România de astăzi. Îți mulțumesc. Și da, îți mulțumesc pentru cuvintele pe care le-ai adresat colegilor mei aici la Europa FM. Sper și sunt sigur de asta, că atâta vreme cât vom fi aici, acest post de radio va fi un reper pentru voi și va rămâne așa cum îl știți. Echilibrat, corect, cu informații de calitate și cu muncitori. Veniți în fiecare zi să vă spună ce se întâmplă cu noi. Angela, salutare, ești la România în direct. La mulți ani. La mulți ani în România, la mulți ani români. Mi-a plăcut foarte mult ce au spus românii de dinaintea mea. Istoria contează și prezentul contează. M-aș uita spre viitor. Și cred că cel mai bine, sau să vorbim de bine poporul român, este acela de a avea speranță că între tinerii care cresc acum în România vor fi oameni de seamă. Adică vor fi oameni care vor schimba România și cred că răbdarea e cea care ne lipsește. Trebuie să avem răbdare, pentru că în toți acești 30 de ani s-au întâmplat și lucruri bune, trebuie să le recunoaștem. România are o altă față în fiecare an, e mai frumoasă și cred că tinerii care vin după noi vor fi cei care vor schimba mult mai repede România și în bine. Să știi, e demonstrat și sociologic, o să vedeți atunci când vorbesc cu Daniel David despre acest lucru. Într-adevăr, generațiile mai tinere aduc un tip de schimbare pe care tu ți-o dorești. Dar nu uita că acest lucru nu înseamnă că toată lumea simte sau că vrea la fel, sau că acea schimbare este întru totul corectă. Însă, aș vrea să-mi definești tu ce înseamnă de fapt schimbarea asta, mai binele pe care îl aștepți, adică ce ar trebui să corectăm acum? E important să știm că fiecare dintre noi, ca români, trebuie să avem merite personale. Nu putem să spunem, suntem mândri români și buni români, dacă ne uităm la ceilalți și judecăm. Cred că Andrei Pleșu avea un mesaj pentru noi, acela de a fi noi români cum se cade și oameni cum se cade, înainte să le cerăm celorlalți. Așa că depinde de fiecare dintre noi să ne creștem bine copiii, să ne asigurăm că sunt educați și să găsim și vorbe de bine unii despre ceilalți. Și că responsabilitatea noastră trece și dincolo de pragul ușii noastre. Da, poate ar trebui să adăugăm și asta. Iar uneori vorba ta sau de foarte multe ori ar trebui, domnule, să ne recunoaștem meritele unii altora. Să spunem mulțumesc, să strângem mâna și să zicem cuiva care, chiar dacă a făcut o treabă mică, un lucru mic, să-i zici, întotdeauna ai făcut o treabă bună aici. Îți mulțumesc. Da. Așa că eu astăzi... Așa că să fim români cum se cade și să ne facem fiecare datoria și să ne urmărim menirea, și atunci în România va fi mai bine.
dacă am avea mai multe pretenții de la noi înșine și după aceea de la ceilalți. Da, așa cred și eu. Mulțumesc tare mult și spor la treabă. Îți doresc să ne auzim cu bine. Vlad Petreanu spune astăzi într-un text publicat pe blogul său în felul următor. Nu e chiar așa de greu, deși multora le pare, din păcate, imposibil să arate un gest de iubire patriei noastre. Respectă-i pe ceilalți așa cum ai vrea să fii tu respectat. Nu fura, nu minți. Plătește-ți taxele, cere-ți drepturile, îndeplinește-ți obligațiile. Votează și cere celui care te reprezintă în parlament, în primării, să dea socoteală pentru puterea pe care i-ai încredințat-o. Fă bine în loc să faci rău și vom câștiga cu toții. Asculți România în direct. Adrian, ai venit alături de noi. Zi ceva de bine. Te salut. La mulți ani. E prima mea intervenție în 4 ani, 5 ani de când vă ascult. Bine ai venit. Mă bucură de fiecare dată. Primul telefon. Da. Ceva bine despre România. Nu vreau să fiu ipocrit. Nu vreau să urmez matrița asta a falsității. În ziua de astăzi, nu știu, a fi român câteodată echivalează cu a fi fals. Oamenii nu au curaj, românii nu au curajul să recunoască că sunt, au prea mari așteptări de la alții. Întotdeauna au mari așteptări de la altcineva. Nu. Trebuie să avem așteptări mari de la noi. Da? De la noi e schimbarea. De la noi începe de la pătura de jos a societății. Dacă noi, ca mentalitate, nu ne schimbăm, avem mereu speranță. Eu am auzit mai devreme că sperăm să fie mai bine. Nu. Nu, eu nu sper. Eu mă implic. Eu fac. Da? Sunt plecat de acasă, din România, de 15 ani. Am fost în Italia vreo 7 ani, am lucrat, am învățat, în ghilimele. De 5 ani m-am stabilit în Danemarca. Nu vreau să-i laud, că e dureros să vezi că altul în curtea vecinului îi merge bine și în curtea mea nu merge. De ce nu merge? Pentru că nu mă implic. De asta nu merge. Nu mă implic. Dacă eu nu ies dincolo de curtea mea, să adun gunoiul ăla din fața curții, să-mi scot gunoiul din ochi, cum aș putea să văd lucrurile bine? Dar, na, e doar o părere. Nu e treaba primăriei asta? În Danemarca nu e treaba primăriei să ia gunoiul? În Danemarca vă pot spune și pot întări cuvintele mele românii de aici. Sunt perioade în care atât vara cât și iarna efectiv iese lumea pe stradă, taie iarba, adună gunoaiele, că, ca peste tot. Mai aruncă unul o pungă, un chiștoc, ce știu. Pe stradă? Da, pe stradă, adică, aici. Da? Își face treaba aici primăriile, dar ideea e că e simțul civic, simțul responsabilității. Atât timp, am avut o discuție cu patronul la care lucram, danez, și am început ca tot românul, că nu-mi convine, că nu merge în țară la mine, că e greu. Și? E greu să fii slugă la patron. Și mi-a zis atunci, nu mai fi slugă, fii propriul tău patron. Și de un an de zile sunt propriul meu patron. De ce? Că m-am implicat, mi-am dat seama să nu mai am așteptări la patron, să nu mai am așteptări la primărie. Nu. Implicarea este foarte importantă. E important să ne oprim, să ne plângem și să sperăm. Trebuie să ne implicăm, dragi români. Mulțumesc mult pentru mesajul tău. Ați făcut săptămâna asta, de fapt, în ultimele săptămâni, un top al cuvintelor care ne unesc în anul 2021. Știți că noi facem asta la Europa FM, anii ăștia. Anul acesta, topul vostru sună așa. Primul cuvânt este speranță, al doilea este acasă, mulțumim pentru al treilea,
este radio, apoi dor, empatie, familie, umor, da, domnule, pe noi ne ține umorul, tradiție, iubire și vorba lui Carla Dreams, v-am cuprins, adică îmbrățișare. Astea sunt cuvintele voastre. Oana, salutare, binevenită la România în direct, zi ceva de bine. Bună ziua și la mulți ani în primul rând tuturor și de asemenea și ție și mulțumesc mult de tot că faceți emisiunea asta, este absolut minunat ceea ce faceți și încerc greu să mă abțin pentru că mă copleșesc emoțiile de tot ceea ce au spus toți înaintea mea. Da, pot să zic că vin așa cu un gând un pic mai bun referitor la români. Cred că lucrul cel mai minunat la poporul ăsta e faptul că suntem atât de mărinimoși și de multe ori nu ne dăm seama că reacționăm poate mai tăios puțin din cauza faptului că avem un inimă atât de mare și ne ajutăm atât de mult unii pe alții, dar de multe ori suntem efectiv loviți și bombardați din toate direcțiile și suntem efectiv răniți. Efectiv, când mă uit la poporul român, văd un copil rănit care încearcă cumva să-și arate dragostea în același timp să se apere. Și ar trebui ca oamenii care în fiecare zi fac lucruri mărunte pentru noi și ne arată un pic de bunătate, ar trebui să ne amintim de ei și să îi apreciem mult mai mult. Mi se pare extraordinar ce ai spus. E o imagine teribilă și da, cred că așa e. Arată ca un copil rănit. Exact. Și e păcat, pentru că chiar am avut ocazia să, cred că circul prin absolut fiecare oraș din țara asta, am fost și pe din afară și oamenii atât de calzi și de binevoitori și de săritori, n-am văzut nicăieri. Și dacă, nu știu, sunt supărat și asta văd inclusiv la muncă în fiecare zi. Chiar dacă, nu știu, am un coleg sau un coleg care, nu știu, să zicem că ne înțelegem, dacă e de greu, întotdeauna va veni să ajute. Întotdeauna, chiar dacă, nu știu, ne uităm mai urât sau mai schimbe așa un cuvânt mai tăios, tot ne ajutăm unii pe alții. Cred că ăsta e lucru care ne-a ținut ca români și ca țară unii de atâta timp și de-a lungul istoriei. Faptul că am fost acolo unul pentru altul. Și asta n-ar trebui să uităm. Îmi place observația ta. Pe 17 decembrie, atunci când va fi ultima emisiune de anul acesta, la deșteptarea României, chiar punem întrebarea asta. Ce ne-a ținut pe noi în viață secole întregi? Care e acea calitate a noastră care, domnule, ne face să rezistăm aici, într-un loc care s-a dovedit, sau într-o societate care nu-i cea mai prietenoasă? O să vin atunci Cristian Tudor Popescu și o să notez pentru editorialul zilei respective chiar remarca ta. Domnule, am fost aici unii pentru alții. E posibil așa. Să fie așa. Da. Așa este. Oana, vă mulțumesc mult de tot. Spor la treabă, să ai sărbătoare frumoasă, lasă lacrimile, astăzi sunt de fericire. Am un site, se numește striblea.ro, uneori îmi mai spun gândurile acolo, astea care n-au loc la radio. Îl invoc într-un text de astăzi pe jurnalistul Radu Naum, care mi-a făcut o imagine, o descriere a României, cât se poate de frumoasă, și spune așa, că arătăm ca o coloană foarte lungă întinsă pe un secol. Unii trăim în 2021, dar mulți dintre noi trăiesc cu 10 de ani în urmă. Până când n-o să înțelegem această imagine în care o grămadă de oameni buni, cumpătați, onești, sunt întinși din motive care ne sunt tuturor imputabile pe mai multe zeci de ani, din punct de vedere material, spiritual, emoțional, educațional, nu o să reușim să rezolvăm problemele României. De aceea, atunci când punem o chestiune pe masă, trebuie să ne adresăm tuturor să înțeleagă și anul 2021, dar și cine, din condiții nedorite, a rămas mult mai în urmă. Sorin, salutare! Ești la România în direct. Salut, Cătălin! Nu știu cum auzi tot, dar te aud graznic. Asta e situația. Eu te aud chiar bine. Da, așa, okay, zi. Okay. Bun. N-aș vrea să fim fătarniși și să, doar pentru că e 1 decembrie, să găsim doar cuvinte de laudă pentru noi, pentru că pentru noi ca țară, mă refer. De multe ori nu le merităm. Adică, cred că astăzi cumva le căutăm forțat, ne uităm doar la lucrurile bune, uităm de cele rele. Și spun asta pentru că m-am întors în 2010 după 11 ani de stat în străinătate. Și mi-a fost frică de două lucruri în momentul când m-am mutat să mă întorc. De sistemul sanitar, pentru că am o problemă de sănătate.
și de faptul că voi veni în România și voi da peste un șef stâmpit pe un salariu mic. Și? Ceea ce afară, măcar dacă ai tâmpit, adică înghiți și trăiești din banii aia bine. Bun. Mă refer doar la sistemul medical, pentru că acolo m-am lovit cel mai tare, restul nu mai are important. Bineînțeles că după o perioadă am ajuns la un spital. Primul lucru medic, înainte să mă întrebe de problema care m-a adus acolo, mergeam și cu recomandare, am încercat să-mi vândă o pereche de sunt niște ciorap de compresie pentru persoanele cu probleme circulatorii. Cu 100 de euro. Asta a fost primului... După care m-a dus într-un cabinet extrem de prost dotat, eu cred că de fapt era un magazin unde se aruncau aparatele vechi, mi-a explicat că nu are cu ce să mă ajute în spital și m-a trimis la o clinică privată. Și eu iubesc România. Plângeam de fiecare dată când erau sărbători. Paște, Crăciun. Și după episodul ăsta nu ai găsit și un medic... În domeniul respectiv? Da. Nu prea. Am și evitat, sincer. Am o analiză care trebuie să mă fac lunar în Spania. Este un serviciu la spitale de analiză de sindrom. Este un anticoagulant. Pun pariu că în România sunt cel puțin o sfert din populație care e anticoagulante. Nu există un serviciu dedicat acestui tratament. Este un tratament care trebuie controlat foarte strict. Da, știu despre ce vorbesc. În prima perioadă sunam în Spania la medicii de acolo și mă ajutau ei cu rezultatul care îl făceam aici, cât să iau tratament în continuare. Treptat am renunțat la chestia asta, că na, îmi părea că totuși e aiurea să sun din România în Spania, să deranjez oamenii, să le explic de fiecare dată cine sunt și așa și pe. Nu există. Am încercat la un moment dat, i-am scris chiar și lui Vlad Voiculescu pe Facebook, să mă ajute. Eu sunt o persoană cu nu foarte multă educație, dar nu sunt nici tâmpit, nu sunt nici prost, nici analfabet. Să încerc să fac un serviciu, să mă ajute cineva, eu sunt dispus să merg în Spania să găsesc medicii la care am fost tratat, sunt convins să-l găsi înțelegere și ajutor să ne explice, să ne ajute cum să facem un asemenea serviciu. Crede-mă că aici nu știu încotro să o iau. Nu știu la cine. Nu am un medic după... 2010, 11 ani, aproape 12 ani, nu am un medic de care să fi dat și care să mă asculte lună de lună să-mi spună ce să fac mai departe cu tratamentul ăsta. Chiar nu e de joacă, cred. Știu. Îți mulțumesc și îți înțeleg îngrijorarea. Vedeți, povestea frumoasă se termină aici, cu acest mesaj. Pentru că noi nu avem sisteme, ci doar oameni care să ne ajute. Pentru că dacă ar fi existat sisteme, și asta e marea pagubă a României, Sorin ar fi fost ajutat, ar fi primit același tip de ajutor ca în Spania. Știa, aici e cabinetul în care merge, aici primiți tratamentul, aici vă urmărim mai departe, vă preiau medicii. În România trebuie să găsești un om de treabă. Uneori îl găsești, de foarte multe ori. Alte ori s-ar putea să nu-l găsești. Alteori s-ar putea ca lucrurile să meargă prost. Și de aici încep amărăciunile noastre. Dar când găsiți un om de treabă, spuneți-i că e de treabă. Și spuneți-i celui de-al doilea. Și apoi puneți-i să lucreze la un loc. Și suflecați-vă mânecele. Și eu o să-mi suflec mânecele și o să încerc să unesc cât mai multe gânduri bune în emisiunea asta, de câte ori am posibilitatea. Vă mulțumesc și vă spun la mulți ani. Să ne auzim cu bine și să aveți spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.